Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta. Apreciez mult invitația fraților de a fi împreună cu dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu în continuare să ne binecuvinteze. Dați-mi voie să vă aduc salutările bisericii în care Dumnezeu a găduit să slujesc împreună cu colegul meu și, așa cum spunea și fratele Matei, cu tatăl meu, Biserica Baptistă Betel din Satul Mare. Frații, în aceste momente se roagă pentru noi ca Dumnezeu să ne dea în continuare un timp binecuvântat. Amin. Dorința pe care avem este ca Dumnezeu să-și reverse slavă în locul acesta. Amin. De asemenea, mă bucur să fiu cu două fetițe din proiectul nostru Casa Speranței. În urmă cu 12 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, am deschis două case de copii, copii orfani, și Alexandra și Terezia sunt două fetițe extraordinare, care îl iubesc pe Domnul și care au răspuns pozitiv invitația de a fi împreună cu noi în această dimineață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De asemenea, și soția mea și fetița mea vă transmit salutări. Din păcate, n-au putut să vină. Dumnezeu a îngăduit o cercare în familia noastră și în urmă cu câteva săptămâni, fetița a avut o intervenție chirurgicală la Timișoara, acum este în proces de recuperare, dar, așa cum spunea și fratele, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu este bun. Vă transmit salutări și ne rugăm cu toții când în continuare Dumnezeu să ne binecuvinteze. În următoarele momente vă invit să ne ridicăm și dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, vă invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 12 și vom începe citirea de la versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 12 și vom începe citirea cu versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lăsați-o pace, căci el a păstrat pentru ziua încrăpării mele. Pe săraci aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă veți avea întotdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne, venim în aceste momente înaintea Ta și fiind conștienți că ești un Dumnezeu care ne cunoști pe fiecare în parte. Ești un Dumnezeu care cunoști semnele de întrebare pe care le avem, cunoști poverile noastre, cunoști suferințele noastre, cunoști, Doamne, problemele cu care ne confruntăm. Doamne, Te rugăm într-o sursă blândă în această dimineață să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Doamne, dorința pe care o avem în aceste momente este să auzim glasul lui Dumnezeu din Scripturi. Îți mulțumim că ne vei asculta, îți mulțumim că ești prezent în locul acesta, pentru că ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Mă invit să vă reocupați locurile. Cât de mult îl iubești pe Hristos? Și cât de mult îl iubim pe Hristos. Acesta este titlul și subiectul la care vă invit în următoarele momente să privim. Dintr-o perspectivă teoretică, cu toții cred că am putea să răspundem într-un mod corect la această întrebare. Chiar probabil unii dintre noi l-am citat pe Mântuitorul nostru. Cât de mult îl iubim noi pe Hristos? Și cred că majoritatea dintre noi am spune, noi îl iubim pe Hristos din toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea. De fapt, dacă ați dori să rezumăm, noi îl iubim pe Hristos cu tot ceea ce suntem noi. Doar că adesea cunoaștem teoria atât de bine. Știm ce ar trebui să facem, știm cum ar trebui să facem, dar eșuăm în prezent. Știm cum ar trebui să-L iubim pe Hristos, dar cu tentă de viitor, pentru că ne concentrăm mai mult pe cine ar trebui să fim și uităm, de fapt, cine suntem noi acum, azi, aici.
Punem accentul pe ce ar trebui să schimbăm în viitorul nostru și știm atât de bine lucrul acesta, dar uităm de aspectele negative pe care le avem noi azi, aici și acum. De aceea, în această dimineață, vă invit să petrecem un timp în Cuvântul lui Dumnezeu și să privim la câteva lecții care ne vor ajuta la sfârșitul mesajului fiecare dintre noi, tânăr sau în vârstă, într-un mod onest și obiectiv înaintea lui Dumnezeu, să putem să răspundem cu adevărat cât de mult îl iubim noi pe Hristos. Prima lecție la care vă invit să privim este următoarea. Iubește-L pe Hristos cu o dragoste care să te coste. Iubește-L pe Hristos cu o dragoste care să te coste. Textul din această dimineață ne introduce într-un episod foarte interesant din viața Domnului Iisus Hristos. Ioan spune cu 6 zile înainte de Paște sau cu puțină vreme ca Mântuitorul să meargă la cruce și să moară, Iisus decide să meargă din nou în regiunea în care adesea alegea să se retragă în timpul vieții Lui. Și anume, Betania. Locul acesta era special pentru Domnul Iisus Hristos din mai multe puncte de vedere. În primul rând, aici trăiau niște persoane foarte dragi Lui. Pe nume, Marta, Maria și Lazar. Și adesea putem vedea cum Iisus, mai ales în ultima săptămână a Lui de pe acest pământ, înainte ca El să moară, în ultima săptămână cunoscută ca și săptămâna patimilor, mai ales în această perioadă de timp, El mergea în Ticuzli, în Ierusalim sau în alte cetăți, dar seara decidea să înnopteze în casa celor trei. Existau o părtășie extraordinară, o relație foarte strânsă între Hristos și cei trei frați. De asemenea, un al doilea motiv pentru care Betania avea un loc special în inima lui Iisus Hristos este cu privire la o mare minune pe care Iisus o făcuse în acest loc. Vă mai aduceți aminte? Învierea lui Lazar. Și fără a intra în multe detalii, această minune a fost una atât de greu de explicat, mai ales din perspectivă culturală, încât versetul 9 din pasajul pe care l-am citit ne spune că o mare mulțime de oameni, când au auzit că Iisus se află în Betania, au venit acolo. Știți pentru cine? În primul rând ca să-L vadă pe Iisus, dar nu doar pentru Iisus, ci era așa de mare minunea că Lazar a înviat, încât textul ne spune că au venit să-L vadă pe Lazar. Dacă chiar este adevărat, dacă chiar este viu, dacă tot ceea ce a auzit până în acel moment este o realitate. Deci Betania avea un loc special în inima Mântuitorului. Și ca de fiecare dată, Iisus este atât de binevenit în acest loc. Pasajul din această dimineață ne spune că oamenii au pregătit o cină lui Iisus în Betania. Pe Marta unde o vedem? Ca de fiecare dată, cu treburile administrative, slujind. Și pe Lazar, textul ne spune că îl putem identifica la masă lângă Cel care i-a dat viață. Și toată această acțiune se petrece în casa lui stimul leprosul. Toate mergeau atât de bine, probabil aveau o părtășie atât de binecuvântată între ei, până când în acest cadru, în această scenă, apare o persoană care decide să facă un lucru care șochează pe toți. Un lucru nemai întâlnit. În timp ce Iisus, alături de cei ce erau alături de El la masă, cinau, în scenă apare Maria, sora Martei și a lui Lazar, care decide să ia un vas de alabastru cu un litru de mir de nard și decide să spargă și să ungă picioarele Mântuitorului. Și când cei din jur care sunt martori la această scenă observă atitudinea Mariei, aceștia devin foarte agresivi și foarte supărați. Nu înțeleg de ce Maria dintr-o dată se bagă în seamă. Nu înțeleg de ce Maria dintr-o dată ruinează momentul de părtășie pe care ei îl aveau cu Mântuitorul lor. Nu înțelegeau de ce Maria se bagă în seamă și întrerupe toate discuțiile care probabil erau atât de interesante cu Domnul Iisus Hristos. Nu puteau să înțeleagă că, de fapt, această femeie pe nume Maria nu a făcut altceva decât să scoată la iveală dragostea ei pentru Iisus Hristos. O dragoste atât de reală, o dragoste atât de pură, o dragoste atât de intensă, când Maria, ca să arate dragostea ei pentru Mântuitor, este gata să plătească un preț. Pentru că, dragii mei, orice persoană care decide să-L iubească într-un mod autentic pe Hristos, trebuie să plătească un preț. Nu putem să afirmăm în lumea aceasta că-L iubim pe Hristos, dar fără să ne coste ceva. Nu putem să spunem că-L iubim din toată inima pe Iisus Hristos, dar dragostea noastră nu ne scoate din zona noastră de confort.
Și Maria înțelege acest aspect și decide să plătească prețul pentru dragostea ei față de Hristos în două domenii esențiale din viața unui copil al lui Dumnezeu. Primul domeniu, atunci când Maria decide să iubească din toată inima pe Mântuitorul ei, ea plătește prețul în domeniul financiar. Uitați-vă ce ne spune textul, vă rog. Maria a luat un litru cu mir de nard, curat și de mare preț. Acum, nardul este o plantă care arată astfel și care poate fi găsită în mod special în munții Himalaya, mai ales în partea de est a acestor munți. Dacă o să mă ajutați un pic să dați în slide-ul următor. Acesta este nardul, aceasta este planta. Și această plantă în vremea respectivă era foarte greu importată în Israel și dacă era importantă, dacă această plantă intra în Israel, intra pentru o sumă foarte mare de bani. Acum, noi nu știm cum Maria a ajuns în posesia acestui vas de alabastru, ținând cont că era atât de greu de accesat și de asemenea atât de scump, atât de rar. Dar cel mai probabil, acest vas, această comoară, era de fapt o moștenire pe care a primit-o din partea familiei ei. Și ca să înțelegem mai bine valoarea vasului din mâna Mariei, sau de fapt, dacă doriți, ce deținea ea în mână, Iuda ne ajută în acest sens puțin, în versetul 5. Și spune următoarele. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei? Acum, trebuie să avem grijă ca să nu fim induși într-o eroare atunci când citim această sumă de 300 de lei pe care Cornilescu alege să o traducă în acest verset. Imediat când citim versetul 5, mintea ne fuge la 3 bagnote de 100 de lei din zilele noastre. Nu-i așa? 3 bagnote cu Ion Luca Caragiale. Adică asociem această sumă de 300 de lei din vremea respectivă cu valoarea 300 de ron din zilele noastre. Doar că, dragii mei, în scrierile originale, moneda despre care se vorbește aici, la care se face referire, este denarul, dacă doriți, sau dinarul, care este moneda de bază a sistemului monetar roman din vremea respectivă. Astfel, vă invit să recitim versetul 5, dar schimbând moneda. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de denari sau dinari? Adică litrul Mariei cu mir de nard valora 300 de dinari. Parcă tot nu ni se pare o valoare atât de mare, nu-i așa? Moneda s-a schimbat într-adevăr, dar valoarea, suma, a rămas aceeași. Dar ca să înțelegem cu adevărat ce deținea Maria în mână, trebuie să înțelegem că un om în vremea respectivă, după o zi întreagă de lucru, o zi în care a transpirat, o zi în care a fost istovit, o zi în care se întoarce acasă. El era răsplătit. Știți tu câți dinari? Cu unul singur. După o zi în care o persoană era frântă, era terminată, plata cu care era răsplătită acea persoană era de un singur dinar. Astfel, 300 de dinari era aproape salariul de un an de zile. Atât de mult valora ce avea Maria în mâna ei, salariul pentru aproximativ un an de zile. Dar ca să mergem mai departe, teologii care s-au ocupat de studierea acestui pasaj afirmă că dacă se dorește a se face o conversiune a sumei de 300 de dinari într-o valută din zilele noastre, 300 de dinari, și vă spune să stați jos, dar deja stați jos, 300 de dinari ar fi echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari. 300 de dinari. De fapt, ceea ce deținea Maria în mână, gândiți-vă, era echivalentul, sau este echivalentul acum, a aproximativ 30.000 de dolari. Și dintr-o dată cei 300 de dinari prin valoare, nu-i așa? Maria are în mână o mare comoară, are ceva ce probabil majoritatea dintre noi nu vom avea vreodată în mâinile noastre în această viață și are toată libertatea să facă ce vrea cu acel vas. Nu l-a furat, nu l-a obținut într-un mod ilegal, ci era ei. Și în loc să-și cheltuiască averea pe alte lucruri, ea decide să-i dea totul lui Hristos, arătând de fapt tuturor din vremea respectivă și astăzi nouă ce înseamnă de fapt să-L iubești pe Hristos din toată inima. Dragii mei,
Nimeni nu ar fi putut să o judece într-un mod obiectiv în vremea respectivă. Putea să vândă acel vas cu miel de nar și s-ar fi asigurat și ea, și frații, și familia ei pentru cel puțin un an de zile, dacă nu și mai mult. Doar că Maria realizează că ce are, chiar și acel vas cu miel de nard, este tot de la Dumnezeu. Că tot ce deține și tot ce are, de fapt, erau amprenta dragostei lui Dumnezeu față de ea și față de familia ei. Și cum să răspundă Maria altfel lui Dumnezeu decât tot cu dragoste? De aceea dați-mi voie să vă adresez o întrebare în această dimineață. Cât de mult îl iubim noi pe Hristos? Îl iubim noi atât de mult încât să fim gata să ne coste? Să fim gata să-i dăm tot ce avem mai bun? Sau încă suntem legați de bani și de binecuvântările terestre în această lume? Dacă oamenii s-ar uita la mine, și o pun într-un mod personal la persoană, întâi că n-aș vrea cumva să supăr pe cineva, dar dacă oamenii s-ar uita la mine și la modul în care îmi investesc banii și timpul, ar putea să spună că persoana pe care eu o iubesc cel mai mult în această lume este Iisus Hristos? Acum, desigur, nu cred că sunt multe persoane care se află în contextul în care Maria era, având o așa mare sumă de bani în mână. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu așteaptă de la noi să dăm mai mult decât putem. De fapt, credeți-mă când vă spun în această dimineață că Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Știți de ce? Pentru că El i-a dat. Tot din partea Lui avem. Dumnezeu nu devine mai sărac dacă decidem să nu investim în lucrarea Lui, pentru El, pentru împărăția Lui. Pentru că Dumnezeu rămâne neschimbat. Slavă Lui! Dar Dumnezeu nu are nevoie, dar așteaptă. Dragii mei, Dumnezeu are această așteptare din partea copiilor Săi, ca fiecare dintre noi să ne facem partea. Și în momentul în care ne facem parte, îi arătăm Lui, dar de asemenea arătăm și celor din jurul nostru cât de mult îl iubim pe Hristos. Ce mare preț are Hristos pentru noi. Și mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim niște oameni care îl iubesc din toată inima. Amin? Amin. Al doilea și ultimul domeniu în care Maria a trebuit să plătească un preț pentru dragostea ei față de Hristos este domeniul social. Acum, ambii evangeliști, atât Matei cât și Marcu, când ne prezintă aceeași scenă care se întâmplă cu Maria, ei ne spun că în momentul în care Maria a luat vasul cu miel de nard, l-a spart și a uns capul Mântuitorului. Ioan aici, dacă remarcați, ne spune că Maria a luat acest litru de miel cu nard și a uns ce? Picioarele Mântuitorului. Acum, acest aspect nu prezintă nicio contradicție între cei trei evangeliști, pentru că Maria ar fi putut să ungă și capul și picioarele Mântuitorului. Doar că Ioan probabil alege să prezinte această imagine a unei femei care unge picioarele unei alte persoane, deoarece acest gest în vremea respectivă era considerat cel mai umilitor gest pe care o persoană îl putea face. O persoană care ajungea să ungă picioarele sau să spele picioarele unei alte persoane, de fapt se afișa în cea mai joasă poziție din punct de vedere social. Și textul ne spune că Maria este gata să plătească și acest preț social doar ca să arate dragostea ei pentru Mântuitorul ei. Nu-i păsa de numele ei în societate, nu-i păsa de reputația ei, nu-i păsa de ce o să zică cei din jurul ei, că probabil o să piardă aprecierile lor, ci pentru că ea era interesantă și punctul ei și focusul ei era doar pe Iisus Hristos. Și textul ne mai oferă un detaliu foarte important. După ce decide să-i ungă picioarele Mântuitorului, Maria decide să le șteargă. Știți cu ce? Cu părul ei. Un nou gest care ne arată că Maria nu era interesată de ce spuneau cei din jurul ei. Ci atenția ei era doar pe Mântuitor. Doar pe Iisus. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în vremea respectivă, femeile care doreau să fie respectate și care se considerau respectabile, nu aveau voie să-și arate părul în public. O femeie în vremea, repet, în vremea respectivă, ținând de cultura respectivă, o femeie care se considera respectabilă sau care dorea să primească respect din societate, nu avea voie să-și ia învelitoarea părului și să iasă așa în public și să unde, decât doar atunci când ajungea acasă.
părul ei trebuia să fie acoperit permanent. Maria, în schimb, ne spune textul că îl iubea atât de mult pe Iisus, încât este gata să plătească și prețul din această perspectivă. Este gata să treacă peste mândria ei, este gata să treacă peste ego-ul ei, doar ca să arate cât de mult îl iubește pe Iisus Hristos. Și am putea să spunem în această dimineață ce exemplu, nu-i așa? Adică să fii gata să plătești prețul financiar, să pierzi 30.000 de dolari în câteva minute și probabil mai greu decât atât, să fii gata ca și poziția ta socială să te coste și să fii gata să te expui în fața răutăților, în fața batjocurilor, în fața oamenilor care încep să te judece, doar ca să arăți tu tuturor cât de mult îl iubești pe Hristos. Și devin la întrebarea inițială, cât de mult îl iubim noi pe El? Suntem chiar gata să-L plătim și acest preț din perspectivă socială? Dragii mei, mi-am pus aceste întrebări mie în această săptămână. Oare chiar suntem noi gata să plătim prețul și din perspectivă socială doar ca să arătăm cât de mult îl iubim pe Hristos? Să avem o atitudine atât de smerită, o atitudine atât de umilă, care, mai ales în societatea secolului 21, nu va fi apreciată de oameni. Un om smerit, oamenii când se uită la un om smerit, îl consideră există expresia în popor, dacă vă aduceți aminte, un molâu, un om slab, un om care nu are caracter, un om care nu are culoare vertebrală. O atitudine care nu va fi apreciată de oameni, dar va fi apreciată de Dumnezeu. Totuși, dacă mai aduceți aminte, mai este o persoană care la un moment dat decide să arate o atitudine de smerenie greu de înțeles. Se ia picioarele aproximativ 11 bărbați, probabil picioarele erau și murdare, și se le spele și se le șteargă. Știți ce? Dăm doar o filă și Ioan ne spune în capitolul 13 și ne dă numele Iisus Hristos. Dumnezeu întrupat. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât și care ne-a demonstrat fiecăruia dintre noi ce înseamnă de fapt adevărata slujire. Ce înseamnă adevărata smerenie, în momentul în care a luat fiecare picior și a început să-L spere. Dragii mei, dacă afirmăm că iubim pe Hristos, trebuie să fim gata să plătim și prețul care vine în viața noastră personală și în viața noastră socială. Să fim mai preocupați de ce spune Dumnezeu despre noi și nu de ce spun oamenii despre noi. Ispita care îi să punem atenția noastră pe ceea ce spun cei din jurul meu, să fim respectat de societate. Și nu-i greșit, să nu mă înțelegeți greșit, nu-i greșit să fii respectat de societate și de oameni din jurul tău, până când viața ta este în concordanță cu Dumnezeu. Dar în momentul în care Dumnezeu ne cheamă să facem un lucru, și chiar dacă oamenii vor spune tu, nu-i bine văzut, e slab, pocăitul, vă încurajez în această dimineață, chiar dacă ar fi să plătim prețul, oricare ar fi el, să rămânem fidel lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să mă apropii de încheiere. Și ultima lecție la care vă invit să privim. Nu-L iubi pe Hristos cu o dragoste ieftină. Nu-L iubi pe Hristos cu o dragoste ieftină. Până acum ne-am uitat la Maria și la faptul că dragostea ei pentru Iisus a fost una reală, a fost una intensă, a fost una autentică și astfel a trebuit să plătească un preț. Dar mai existat o persoană, să știți, care la un moment dat a avut posibilitatea să arate cât de mult îl iubește această persoană pe Hristos. Știți cine? Iuda Iscarioteanul. Și remarcați, vă rog, un lucru foarte interesant. În paragraful pe care l-am citit, sunt doar două persoane care vorbesc și a căror cuvinte le avem consemnate în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos și Iuda. Acest bărbat, Iuda, în momentul în care vede întreaga scenă care se întâmplă sub ochii lui și sub ochii celor prezenți în acea încăpere, la prima vedere pare că este o persoană atât de nobilă, o persoană atât de inimoasă. Uitați-vă ce ne spune textul, ce a spus Iuda. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Și dacă textul s-ar fi oprit aici, nu ne-ar mai fi oferit niciun alt detaliu, am spune că Iuda este un om cum fiecare dintre noi ne-am dorit să fie în bisericile noastre. Probabil am pune și în comitet. Un om atât de nobil. Un om care chiar îi pasă.
Un om care îi pasă de săraci, un om care îi pasă de oameni în nevoi, un om cu inima mare. Și nu doar atât, ci acest om este un om care se pricepea și din perspectiva numerelor. De ce? Pentru că Iuda, în comparație cu ceilalți 11 ucenici, avea o poziție socială foarte interesantă. Știți care? Era casierul grupului. El era cel care ținea punga, ne spune Ioan. Doar că adesea gândurile oamenilor nu coincid cu faptele lor, nu-i așa? Chiar dacă la prima vedere Iuda are o atitudine care parcă demonstrează iubirea lui față de cei din jurul lui, față de săraci, Ioan elimină orice fel de suspiciune și orice fel de dubiu. Și spune, Iuda zicea lucrul acesta cu alte cuvinte, nu pentru că îi avea pe săraci la inimă, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua ce se punea în ea. Uimitor. Durerea lui Iuda nu a fost cu privire la bolnavi, nu a fost cu privire la oamenii nevoi, ci durerea lui a fost când a văzut că banii, de fapt, au fost risipiți. N-au ajuns în pungă și din pungă, cumva, exista o gaură, metaforic vorbind, și ajungea în buzunarul lui. Asta era durerea lui Iuda. Și de asemenea, ca și asemenea Marie și Iuda s-a aflat la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, într-o circumstanță în care a arătat cât de mult valorează Hristos pentru el. Da. Într-o seară, ajunge în fața preoților celor mai de seamă, din vremea respectivă. Și decide să-L vândă pe Hristos, dar știți pe ce sumă? 30 de arginți. Mult? Teologii care studiază aceste valute, de asemenea, afirmă că 30 de arginți, de fapt, este echivalentul la 20 de dolari. 20 de dolari. Atât a valorat Hristos pentru Iuda. În momentul în care Iuda s-a uitat la Hristos după 3 ani de zile în care a fost cu el, pentru el a fost o persoană care a valorat doar 20 de dolari. Și probabil într-un mod mai dureros, în vremea respectivă, o persoană care dorea să cumpere un sclav, trebuia să plătească 30 de arginți. Dacă o persoană vrea să cumpere un sclav și sclavul respectiv să intre în proprietatea lui, trebuia să achite doar suma de 30 de arginți. Și pentru Iuda, un sclav era exact la același nivel cu Mântuitorul lui, cu Iisus Hristos. Și dintr-o dată suntem surprinși de faptul că în această lume copiii al lui Dumnezeu chiar pot să iubească pe Hristos cu o iubire ieftină. Pe de-o parte avem pe Maria care ne arată că dragostea adevărată pentru Hristos este una care trebuie să ne coste, este una reală și intensă. Și pe de altă parte îl avem pe Iuda care ne arată că noi în această lume putem iubi pe Hristos cu dragoste ieftină. Și iertați-mi cuvântul dacă este unul dur, dar realmente să-L iubești pe Hristos cu dragoste ieftină. Pentru că Iuda cu siguranță l-a iubit pe Hristos, dragii mei. N-ai cum să nu te atașezi de persoana care te-a reabilitat, persoana care ai petrecut 3 ani de zile, dacă nu persoana care te-a pus într-o poziție socială atât de importantă ca fiind casierul grupului de ucenici. N-ai cum să nu-L iubești. Dar dragostea lui Iuda față de Mântuitor a fost una ieftină. Și apropiindu-mă de încheiere, mă întreb oare de câte ori nu s-a întâmplat și noi să-L iubim pe Hristos într-un mod atât de ieftin? Să ne raportăm la El într-un mod atât de nepotrivit. Doar gândindu-ne la săptămâna care a trecut. Doar la săptămâna care a trecut. De câte ori ne-am raportat la Hristos într-un mod atât de nepotrivit? Adesea când ne gândim la Iuda, parcă sentimente de mânie și dezgust apar în viața noastră. Și pe bună dreptate, pentru ce am făcut. Dar dimineața aceasta, vă invit înainte să mai ne gândim la Iuda și să-L judecăm pe El. Să ne uităm în viețile noastre. Câte momente nu au fost doar în această săptămână în care L-am trădat pe Hristos. Ne-am lepădat de El. Și probabil mă întrebați, Mihai, stai, cum îl putem noi trăda pe Hristos? Fizic, aici nu-L vedem. Este cu noi, pentru că ne-a promis lucrul acesta prin Duhul Sfânt. Dar cum îl putem noi trăda pe Hristos în această viață? Simplu. De fiecare dată când alegem să păcătuim, adesea ne gândim
că ținta e de fapt persoana împotriva căruia păcătuim, nu-i așa? Dacă bărfim, ținta noastră este persoana despre care bărfim. Dar vreau să vă spun în această dimineață, de fiecare dată când alegem păcatul, noi nu facem acela decât să-L trădăm pe Hristos pentru păcatul respectiv, pentru plăcerea de moment. Dragii mei, cred că înainte de toate, timpul de rugăciune a fost atât de extraordinar și am mulțumit și l-am lăudat pe Dumnezeu și cântările de asemenea au fost de laudă. Dar cred că în dimineața aceasta, înainte de toate, înainte chiar să spunem, Doamne, îți mulțumesc, cred că ar trebui să venim fiecare dintre noi, începând cu mine. Spune, Doamne, iartă. Doamne, iartă, că ne-a permis luxul să te datăm într-o mână atât de ieri. Doamne, iartă-ne. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Doamne, vrem să-ți mulțumim așa de mult pentru dragostea ta pentru fiecare dintre noi. Doamne, îți mulțumim că am putut să vedem lucrul acesta în mod special atunci când ai ales să te despari de singurul tău fiu și să-l dai să moară pentru noi. Doamne, în aceste momente venim înaintea ta și vrem să ne cerim iertare pentru toate clipele în care te-am tratat într-un mod ieftin. Doamne, ne-am permis să facem lucrul acesta și te rog să ne ierți. Doamne, dacă suntem în locul acesta aici, înseamnă că mai ne dai o șansă. Doamne, te rugăm să ne ajut să te iubim din toată inima noastră. Doamne, dorința pe care avem este să nu mai fim preocupați de cei din jurul nostru, de părerile lor, ci preocuparea noastră să fii Tu în primul rând. Să fii prioritatea numărul unu a noastră și a bisericii din loc și a bisericii Betel și a tuturor copiilor Tăi de pretutindeni. Doamne, ajută-ne să trăim într-un mod frumos, într-un mod sfânt, într-un mod în care să urăm păcatul și să iubim sfințenia. Și oamenii că se vor uita la noi să te vadă pe Tine. Doamne, încă o dată ne cerem iertare pentru toate momentele în care ne-am iubit ieftin. Și de acum încolo vrem ca să te iubim din toată inima noastră. Oricare ar fi prețul, Doamne, să fim gata să-L plătim. Pentru că ne-ai promis că vei fi cu noi chiar și în cuptorul de foc. Doamne, vei fi cu noi până la sfârșitul vieții. Îți mulțumim că ne vei asculta. Rugăm, ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.